Cea de 8-a ediție a sărbătorii Hora Satului de la Mălaia a început încă de vineri cu un concert susținut de formația Alpin Band. A doua zi au urcat pe scenă artiștii Ileana Lăceanu, Ionela Bran și formația Prometeu. Cea mai încărcată zi a fost duminică, atunci când pe scenă au urcat soliști locali cunoscuți pe plan național, ansamblul Junii Mălăieni și ansamblul Școlii de Artă Râmnicu Vâlcea. Păi dragul mii de tinelele, dragul mii de cura ta, vin acasă-mi fi băcită, mândră draga mea. Păi că de dorul tău mor, mândruță mor, au mor Marie de-al tău dor, că nu-mi ușor. Păi că de dorul tău mândră draga mor, au mor Marie de-al tău dor, că nu-mi ușor. Hai, ha! Este ediția cu numărul 8, sunt 501 ani de la prima atestare documentară a comunei. Fiind la început, am încercat să păpuc așa, să încopim un program, mai mult program artistic. În general, zona de munte se vrea mai mult folclor, muzică populară. Tocmai de aceea astăzi am mers pe muzică populară. În sâmbătă am zis să fie diversificată și rock și muzică folk. Noua conducere a primăriei din Mălaia și-a propus ca pe viitor să dezvolte turismul local, însă până atunci trebuie investit serios în infrastructură. Idei sunt multe. Din păcate o să trebuiască să începem cu infrastructura. Suntem deficitari la capitolul canalizare, nu există. Apă potabilă nu există. Există parțial în satele Ciunget, Săliște și Mălaia pe menajeră. Nu mai spun asfaltare. Ideea mea a fost, conceptul meu de așa este să dezvolt turismul în zonă, fiindcă avem ce ne trebuie. Ne-a dat Doamne ce ne trebuie, dar infrastructura trebuie să o punem întâi în mișcare și după aceea turism. Nu există niciun proiect, nici măcar în derulare, nici măcar, să zicem, într-un stadiu de început. În condițiile astea, toate proiectele o să încerc să le fac de la zero. Spectacolul s-a încheiat cu un foc de artificii.